Iar acum, strada ta, explicația din spatele plăcuței indicatoare. Sunt Radu Micu. Vestiți-ne dacă știți lucruri deosebite despre o stradă sau alta, sau dacă vreți să căutăm noi explicații despre vreuna. Astăzi, Reșița. În lunga Bârzavei, dincolo de liniile de cale ferată, avem calea Bratovei. Lângă Alea Speranței, dar nu la parter. Mă întreb dacă știți de unde vine Bratovei. Nu tehnic. Ea vine dintr-o altă cale, mai mare, numită Calea Timișoarei. Mi-aduc aminte de zona respectivă foarte bine, este pe drumul întoarcerii acasă, după o transmisie făcută în Valea Domanului. După locomotive este pasajul spre care se merge fie spre Govândari, de acolo transmiteam meciurile jucate de Gloria Reșița, fie spre casă. Dar noi ne întorceam acasă și mergeam înainte. Găseam acolo blocuri cenușii, mulți puradei care se jucau fără să le pese și multe străduțe întortocheate. Ei bine, una dintre ele este calea Bratovei, numită așa pe vremea când oamenii se făleau cu artera. Bratovei vine chiar de la numele satului Bratova, care formează comuna Târnova, alături de satul cu același nume. Comuna este situată în apropiere de Reșița. Are două biserici ortodoxe, una cu hramul Pogorurea Sfântului Duh, 1942, și alta cu hramul Adormirea Maicii Domnului, 1767. Se află într-o zonă de munte și are două intrări în localitate, dinspre Reșița și dinspre Soceni. Stema comunei Târnova, din care face parte satul Bratova, se compune dintr-un scut triunghiular cu margini rotunjite, tăiat de un brâu de argint unduit, compus din trei valuri. În partea superioară, pe fond verde, se află două oi afrontate de argint. În partea inferioară, pe fond roșu, este reprezentată o crenguță cu două mere și două frunze de aur. Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat. Oile semnifică ocupația locuitorilor zonei, creșterea animalelor, în mod special a ovinelor. Brâul undat simbolizează râul Bârzava și lacul de acumulare Secu. Merele de aur reprezintă bogăția pomicolă a zonei. Coroana murală cu turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. Aceasta este etimologia căii Bratovei din Reșița Pitorescului. secretariat@radiotimisoara.ro. Scrieți-ne și vom merge pe urma pașilor dumneavoastră.